Cât stai are asta? 180. 180, a? Aproape dublu față de cât am. Da, mă gândesc. Vezi, la accelerație asta are un pic de joc la un moment dat așa. Da, te descurci tu. Oi, 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 oi. Farurile s-a prinse? Farurile s-a prinse? Da. Bun. Nu oi. Oi, oi, oi. Oi, ce cuplu are, frate.
Uite, bă, omule, că e senzație, bă, mersi frumos. Foarte tare. Cum ați zis, e cam anemică dacă nu tragi în tură. Încă tu te-ai obișnuit cu ea, dar mie îmi place că are mult cuplu, până în 7-8000 de ajuns, cât să te miști, să o pui în mișcare. Da, dar în comparație cu alte miare, știi? Da, nu știu. Uite-te, din ce am citit, acum n-am condus, ăsta e singurul miar care l-am avut sub picioare, mai nou, de generație mai nouă, și ziceau despre CBR-ul de 1000 din 2004-2005 că... E liniar, dar sus în ture nu mai e... Se plafonează repede. Da. Ăsta abia la 10.000 începe să se ridice roata de pe pământ, știi? Am simțit-o că efectiv în piept așa parcă, nu știu... Dacă ajungi la după 10.000 cu a doua, a treia, se ridică roata un pic. Dacă ții mult de gaz, poți să-l ridici, nu-i problemă. Hai de capul meu, ce senzație. Da, și intră foarte repede în voblaj. Da? Deci asta e singura chestie, da. Și ai amortizor de voblaj pe el. Da, uite. Ăsta amortizorul, dar nu prea aș face treaba. Dar vezi că ți cam desfăcut, man? Nu, așa se mișcă la R1. La toate. Da? Da. Dar ar trebui să aibă o bucșă așa acolo. La toate. Are o bucșă. Păi da, dar e cam obosită. Aia ar trebui să... aici, bucșa și imbusul. Da, pe aia zic, acolo n-ar trebui să fie mai strânsă bucșa. Așa la toate se mișcă, am văzut. Da? Ce să zic, oricum e impresionant motorul. Păi... E destul de vechi, n-are toată tehnologia necesară ca și un R1 din ăsta nou. Deci, dacă nu ești atent cu el... Oricum e superb. Mi-a plăcut tare mult și îți mulțumesc pentru asta. N-are pentru ce? Ce să zic? Să ai grijă cu el? Acum zici și tu ce părere ai avut de bătrânica asta. Nu știu, e foarte relaxantă, crede-mă. E relaxantă? Nu contează în oraș. La drum lung e foarte relaxantă și poziția și... Se pare relaxantă, a? Da. Dar, spun... Nu știu, suspensia mi se pare că e prea moale totuși. Păi, ei, moale, ei. Asta... Și nu poți să o apleci în curbe. Nu știu, parcă dansează. Așa ți se pare. Da. A mea fața e mult mai stabilă. Când o pui acolo, se ține. Da, asta am văzut. Atac acolo pe pod sus, când am încercat să o aplec, am început să fac așa. Serios? Da. Bine, tu ești și ușor, eu am reglat-o mai pentru da, greutatea da. Mea. De asta vreau să zic, fiecare își reglează suspensia după propria masă, propria greutate. Da. Dar oricum e mai moale la tot și la frână ai văzut. Da, păi frânele sunt moi, oricum trebuie să-i schimb discurile, plăcuțele și pe față și pe spate. Ce dau la gură. Păi ziceai că aceea s-a luat ăla cu GTI-ul cu tine. Da. Păi unii parcă n-au nimic în cap, în pui mei, adică... Nu știu să fac o aritmetică simplă. Și 60 de cai să aibă și are 100 de kg, 200 de kg tot motorul, tot ansamblu. Dar asta e a treia oară când îl prind pe băiatul. Dar te cunoaște? Nu mă cunoaște personal. Întâi a doua pe o roată și după aia se lasă singur, știi? Aha. Ba face dreapta, stânga, depinde, numai să se scoată. Acum o să fie interesant, că eu... Acum o să văd adevărata diferență. Băi, ce le-ai speriat pe alea? To go home.